În urmă cu mai mulți ani, am fost în Mongolia și am avut parte de o experiență extrem de interesantă. Când am ajuns acolo, am descoperit că erau doar o mână de credincioși pe care i-am ajutat să împărtășească Evanghelia cu cei pierduți. La un moment dat, am ajuns într-un orășel unde nu era nici măcar un singur credincios. De fapt, oamenii pe care i-am întâlnit acolo nu au auziser niciodată de Domnul Isus Hristos. Și iată că mă aflam în centrul orașului și împărtășeam Evanghelia, stând pe o bancă în același fel în care stau și acum și în timp ce vorbeam, un bătrânel mi-a pus o întrebare, o întrebare foarte interesantă. Domnule, cum arată mai exact Dumnezeu? Iar eu mi-am dat seama exact ce m-a întrebat. Dumnezeu este înalt sau ce culoare a pielei are Dumnezeu? Tot felul de întrebări de genul acesta. Atunci am avut inspirația să-i spun următorul lucru. Dacă vrei să știi cum arată Dumnezeu, citește Biblia. Biblia ne arată și ne explică exact cum arată Dumnezeu, cum lucrează El, ce a spus și ce a făcut El de-a lungul istoriei. Chiar în centrul învățăturilor Bibliei se află persoana Domnului Iisus Hristos. Când privim la Mântuitorul nostru avem cea mai frumoasă explicație a cum arată Dumnezeu. Așa că dacă vrei să cunoști cu adevărat cine este Dumnezeu, citește Biblia. Dar atunci când citești Biblia, te rog să fii foarte atent la persoana Domnului Iisus Hristos. Chiar El a spus, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Așadar, dacă vrei să vezi cum arată Dumnezeu, privește la Domnul Isus. Îl vei descoperi pe paginile Sfintelor Scripturi. 2 Timotei, capitolul 3, spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire. Te rog, citește Biblia ca să afli cine este Dumnezeu și cum vrea El să treci viața mai departe.